Și acum să vedem cum arată micul dejun al motanelului. Mic dejun care are loc la ora 18:30, că eu acum am trezit. Noi stăm mai mult noaptea și dormim ziua. Deci avem așa cereale cu lapte. După care mi s-a făcut poftă de niște zmeură. O să amestecăm cu niște banană. Avem și niște suc, bineînțeles. Dar uite că am și o zmeurică. Da, am înțeles. Are și pâlete. Așa, dar avem, mi s-a făcut, am văzut baconul ăsta, manevra puiulete pentru masa următoare și mi s-a făcut pofta, am zis, ia dă-l încoace, că vreau să mănânc și din el. Și dacă tot niște bacon, iau niște bacon, o să mâncăm și cu niște ceapă. Apropo de ceapă, poți să dai către mine camera. Bun, apropo stai de să ceapă. Ce mai avem aici? A venit... Avem și niște compot de piersici sau caise sau nu știu ce sunt alea. Stai mă să spui. Zi. Nu există posibilitatea să iau vrac. Am, da, nu mă interesează. La kilogram. Și, bineînțeles, mi-am pregătit că după toată combinația asta, deja e pregătit furasolitul aici. Că îți dai seama să mănânci cereale cu lapte, cu zmeură, banane, bei niște suc, iei niște bacon cu ceapă. Auzi, dar avem și loperamid dacă vrei. Da, nu-i nevoie. Fetița lui tati, fetița lui tati. Ce iar face cu iar eu vreau să filmez ce ți-am cumpărat astăzi. Aha. Fetița, ia uite, parcă face reclamă și nici măcar nu e un ban pe chestia asta. Fetița lui tati, ești fan gilet, că ți-am mai luat Nivea. Da, nu-mi place. Și ai zis că nu-ți place. No. Alea de la gilet îmi plac mai mult. Asta zici că e un fel de sirop, așa. Păi stai să desfacem, da. Nu contează. Mai ține un pic. De-aia nu-mi place ăla pentru că e gros, așa zici că îți dai cu cremă pe tine. Bă, eu vreau aftershave, de să fie ceva lichid. Nu, nu dau pe mine. Uite așa, dacă lumea nu știe. Da, ăsta e lichid, da? Da. Dar nu ca ăla, ăsta e o chestie, nu știu cum arată. Îți dai cu tine, pe tine cu ceva, cu un sirop de cu ceva. De... Spe... Da. Uite, bă. Bun. Da, sunt da. Curios ce o să iasă după ce o să mănânc toate astea. Măi, dar stai o leacă, că noi folosim și deodorantele de la gilet. Da, lasă, că acum vorbeam de masă. A. Deci am prezentat, mai era ceva ce mi-a scăpat, bineînțeles că e și niște pâine acolo, în caz că vreau să mănânc cu baconul și cu ceapa asta, în combinație cu fructele, cerealele cu lapte, sucul, compotul. Cinci! Auzi, când s-au întâlnit eu vreau, toate... se pare că vreau neapărat să stau numai în baie. De ce? Când s-au întâlnit toate în burta ta, ce o să Oleu, iasă... ce o să fie acolo, o să fie război mai mare ca în Ucraina, uite. Da, dai seama, și fructe și... Da, și uite și tu, ceapă cu carne, cu pâine, cu zmeură, cu banane, cu cereale, cu lapte, cu suc și cu compot, ca să fie... Fără... Poate fără compot nu făceam pe mine, știi? Dar cu compot cred că... Cu compot nu cred că ratez. Și mi-am pregătit deja ca să nu cumva să uit. Mi-am pus furasolitul pe suc. Și să vă arăt o chestie. Deștepții de români. Sau în sfârșit. Am cumpărat niște pahare cu capac. Și ca să fie protejat de praf de asta. Să nu... Să fie bine. Uite, cu capac, vei? Dar deștepții care mi-au vândut astea? Capacele astea sunt găurite. Cred că se vede, uite, se vede găurica. Deci o gaură aici mare, deci prin care oricum poate să intre toată mizeria din lume. Atunci la ce mai e capac? Așa că am lipit scoci. Nu știu dacă se vede. Uite, se vede o pătrățică de scoci, vezi? Deci eu la fiecare capac din ăsta îi pun câte o pătrățică de scoci. Pentru că altfel ce rost mai are să fie capac dacă oricum e găurit. Ca și cum te pune o plasă de insecte la geam și e de fapt găurită prin care trec insectele. Atunci care mai e sensul? Păi mi se pare că era și pe la noi până ai astupat-o tot tu. Fetiță. Era găurită? Era găurită? Nu, nu. Aici nu, poate pun chirii pe undeva. Acolo am mai găsit găuri în plasă și le-am lipit cu scoci. Da, și acum hai să mâncăm, stai să-mi pun ăsta aici înapoi, să nu cumva de să uit. Vreau să filmez ce aftershave ți-am luat astăzi. Așa am o șansă. Am o șansă să scap de WC-ul pe ziua de azi. Am o șansă, nu e sigur. Atunci când mănânci foarte multe chestii, nici pastilele nu păi mai nu, fac. Tu mai ai fost la toaletă. Nici pastilele nu mai fac efectul dacă bagi multă combinație de asta. Mm. Și ele săracele au și ele o putere, dar cât să facă? Nu poate să facă minuni. Da. Mac, mac. Fetița.